Domnului. Este o mare bucurie că noi am găsit timp încă o dată să fim împreună în jurul cuvântului Dumnezeu. Vreau ca în această seară, dragii mei, să putem să umblăm încă o dată în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce spune Dumnezeu cu privire la planul lui de mântuire. Am discutat ieri despre planul mântuirea, prima parte. Acum noi mergem la partea a doua din același planul mântuire. Pentru că degeaba putem să vorbim despre faptul că Hristos este gata să vină, dacă noi nu suntem gata să înțelegem cum a pornit toate lucrurile acestea și care este și a fost scopul lui Dumnezeu. De aia, dragii mei, în această seară, să putem să umblăm împreună în această mesaj cu privire la sanctuar, dar mai multe ori, oamenii cred că sanctuarul este ceva care este foarte abstract, când de fapt nu este nimic abstract, este doar planul mântuire. Amin? Uitați, dragii mei, noi am înțeles ieri că în Biblie, în cartea lui Levitic, începând de la cartea lui Exodul, capitolul 25, versetul 8, Dumnezeu a zis la Moise să-mi fac un locaș sfânt ca eu să locuiesc în mijlocul vostru. Amin? Asta a fost ținta lui Dumnezeu, este întotdeauna să locuiește în mijlocul poporului. Dar este problemă. Pentru că problema este aceasta. Isaia 59, fratele meu. Isaia capitolul 59. Isaia capitolul 59, versetul 2. Ce spune Biblia? Versetul 1 și versetul 2. Există o problemă. Cum este scris? Nu, mâna Domnului nu este prea mai scurtă. Mai tare, fratele meu, mai tare ca un proroc. Uitați ce este scris. Ascultați cu mare atenție. Nu? Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Da? Ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Și? Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Mulțumesc! Ce mai mare problemă pe care Dumnezeu are cu oamenii? Care este aceasta, dragii mei? Păcatul. Și El vrea ca aceasta, păcatul, să fie derămat. Pentru că păcatul a pus un zid de despărțire între noi și cine? Și Dumnezeu. Și noi am descoperit ieri în cartea lui Isaia, capitolul 58. Haideți, fratele meu. Isaia, capitolul 58. Citim împreună versetul 2. Ce spune Biblia? Isaia, versetul 1. Ce spune Biblia? Strigă în gura mare, nu te opri. Și? Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui și casei lui Iacov, păcatele ei. Mulțumesc! De ce trebuie să strigă cu gura mare? Ce trebuie să strigăm cu gura mare? Vestim păcatele lui Israel, vestim nelegiuire lui Israel. De ce? Pentru că nelegiuire sau păcatul, aceasta a pus un zid de despărțire între noi și cine? Și Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, uitați, acum nu mai pot să aud rugăciunile voastre. Pentru că problema care există între mine și voi este numit păcat. Și păcatul, dragii mei, haideți împreună, Întâi Ioan, capitolul 3, versetul 4. Nu avem altă definiție ai păcatul. Ce înseamnă păcatul? Da? Oricine face păcat, face și fără de lege. Atunci? Și păcatul este fără de lege. Mulțumesc! Păcatul este calcarea ce? Legea. Legea a cui? Spuneți mie. A cui? A lui Dumnezeu. Ok, în primul rând, dacă aceasta este ce este numit păcatul, o întrebare, dragii mei, dacă Hristos a venit aici pe pământ, pentru ce a venit aici? Spuneți-mi, pentru ce? Ca să poți să scoate ce de la noi? Spuneți-mi. Păcatul. Sunteți de acord cu mine, da sau nu? Sigur că da. Pentru că când Hristos a venit să scoate păcatul. Cu alte cuvinte, ce El nu mai vrea ca să existe în viețile noastre este păcatul. Adam a păcătuit. Sunteți de acord cu mine? A păcătuit. Ce a făcut? A calcat porunca lui Dumnezeu. Când Dumnezeu a zis în cartea lui Geneza, capitolul 2, 16, 17, când El a spus să nu mănâncă din pom pe care am poruncit să nu mănânc. Și în moment când Adam a mâncat, a calcat porunca lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine? Și aceasta este numit păcatul.
Și în momentul când a făcut lucrul acesta, Dumnezeu a zis, vei muri cum? Negreșit. Și astăzi am descoperit în cartea lui Roman, capitolul 3 cu 23, câte oameni au păcătuit, spuneți-mi, câte? Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Știi ce înseamnă aceasta? Unde este păcat, nu este slava. Unde este slava, nu este păcat. Amin? Amin. Și ce Dumnezeu cere astăzi este aceasta. El vrea ca noi să avem slava pe care noi am pierdut. Dar singura metodă pe care noi putem să fim în fața lui Dumnezeu, acceptat de El, este doar când noi nu avem păcatul. Pentru că este scris în cartea lui Evrei, capitol 12, 29, este scris că Dumnezeu este un foc cum? Mistuitor. Pentru cine? Pentru cel care vine în fața lui Dumnezeu cu păcatul. Și Dumnezeu cere astăzi ca tu și eu să avem păcatele scos din viețile noastre. Și atunci Dumnezeu a pus aceasta planul mântuirii. A spus, dacă cineva a păcătuit, urmăriți-mă acum în atenție, dacă cineva a păcătuit, când Dumnezeu a zis, face aceasta un locaș sfânt, ca eu să pot să locuiesc în mijlocul vostru, atunci Moise a făcut aceasta, pe care Dumnezeu a arătat. Lucrurile care sunt aici, vreau voi să înțelegem, lucrurile care sunt aici, sunt aici, nu trebuie să fie acolo, trebuie să fie aici. M-ați înțeles? Și lucrurile care sunt aici, am scos aici să fie aici, numai să fie mai clar. Nu știu dacă m-ați prins în lucrul acesta. Numai ca să fie mai clar. Uitați, dragi mei, Dumnezeu spune așa, la intrare trebuie să există altar de jertfă. Și după altar de jertfă ce există, să există lighean cu apă. Unde preot trebuie să spală ce? Mâinile și picioarele. Pentru că atunci, după aceea, trebuie să intre în sanctuar. Și când a intrat acolo, pe partea dreaptă era masa cu pâine, pe partea stângă era sfeșnic cu 7 brațe. Sunteți de acord cu mine? Și în fața lui, aici, există aceasta altar de temuie. Altar de temuie. În fiecare seară o să începe să trece prin aceasta lucrul acesta să fie tipărit în mintea noastră. Amin? Și în locul sfânt a sfintelor exista un singur articol. Ce a fost chivotul cu cele 10 ce? Porunci. Pe care Dumnezeu a scris cu degeta lui. Prezența lui Dumnezeu a fost găsit numai aici. În locul sfânt a sfintelor, asupra capacul aceasta de mile, aici între eruvim, acolo exista șechina, slava lui Dumnezeu. Și să nu uitați, omul a păcătuit, nu pot să vede slava lui Dumnezeu, și pentru el se pot să vede slava lui Dumnezeu, ceva trebuie să se întâmple între el și Dumnezeu. Și întrebarea este, ce este aceasta? Păcatul trebuie să fie scos. Amin, dragi mei. Și am citit ieri, în cartea lui Evrei, capitolul 9, versetul 29, unde este scris, aproape toate lucrurile sunt curățate prin sânge, fără revărsare de sânge, nu există nicio iertare. Amin? Fără revărsare de sânge, nu există nicio iertare. Omul păcătos a păcătuit, Romani 6 cu 23, plata păcatului este ce? Moartea. Și el se spune, Doamne, eu nu vreau să mor. Și Dumnezeu spune, ok, bine. Atunci cineva, fără păcat, trebuie să moară pentru tine. Cine? Miel. Ok, atunci ce să facem ca păcatul să ajunge la miel? Atunci în Leviticul capitolul 4, versetul 27 până la 29, mesajul este aceasta. Pune mâinile tale asupra capul acesta. Și mărturisește păcatele. Și atunci păcatele sunt transferate de la tine, a ajuns direct la miel. Sunteți de acord cu mine, da? Și după aceea, mielul acesta, tu, cu cuțitul pe care tu primește direct de la preot, ai trebui să taie gât de aceasta miel. Și după aceea, preot ar trebui să ajute acum pentru aceasta să fie ars. Până acum, sunt clar? Amin? Ok. Dacă așa este, sângele aceasta, animal, pot să fie țap, pot să fie vițel, pot să fie berbec, pot să fie bou, dar animale curat. Atunci sângele aceasta a trebuit să fie luat de preot în haine albă,
preot din haine albă a avut căciula pe care a fost scris cuvintele aceasta: Sfințit Domnului. Amin? De ce? Pentru că lucrarea lui reprezenta pe cineva care o să vină după el. Amin, dragii mei? Amin? De aia eu spune, dragii mei, moment când tu ai înțeles ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, Evanghelia va fi mult mai clar pentru noi. Și atunci când el a mers înăuntru, a trebuit să stropește pe perdea aceasta. De câte ori, spuneți mie? De 7 ori. Ce? Sânge. Sânge a cui? A lui miel. Miel care a murit pentru cine? Pentru mine, ca un păcătos. Atunci numai preot intra acolo doar pentru păcatele mărturisit. Dacă păcatele nu sunt mărturisit, preot a avut lucru? Nu. Preot mergea acolo, numai acolo, pentru păcatele mărturisit. Vă rog, urmăriți-mă cu mare atenție. Atunci când a mers, când a stropit aici, de 7 ore, omul păcătos putea să ridică mâinile cu bucuria, să spună: acum plec înapoi acasă. Eu sunt salvat. Nu mai am păcatele. Cineva a murit pentru mine. Amin? Și Biblia spune: cel neprihănit va trăi prin credință. O întrebare. Când omul acesta a mărturisit păcatele, când preot era acolo, omul acesta putea să vede ce face preot înăuntru? Nu! Atunci înseamnă preot a intrat acolo pentru cine? Pentru un om păcătos. Atunci a intrat acolo pentru el. Atunci el a trăit viața de preot prin credință. Ascultați cum, pe mine cu această limbajă. El a știut că sângele animalului va fi pus înaintea lui Dumnezeu și el va fi iertat. Nu putea să vede lucrurile acestea, dar doar prin credință. O întrebare, dragii mei. Oamenii din Vechiul Testament a trăit prin credința, da sau nu? Da. Da, cum putem să știm? Hai să știm din cartea lui Evrei, capitol 11, versetul 4. Evrei, capitol 11, versetul 4. Uitați ce este scris așa. Evrei 11 cu 4, fratele meu. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Mulțumesc! Prin ce? Alo. Prin ce? Prin credință. Cine? Abel. Abel era în Noul Testament sau Vechiul Testament? Spuneți-mi. Vechiul Testament. Prin credință. Seamnă că el a trăit prin credință. Versetul 7. Hai să citim. Prin credință Noe. Stop! Noe a trăit prin credință. Spuneți-mi. Da sau nu? Da! Noe a trăit prin credință. Abel a trăit prin credință. Avram a trăit prin credință. Ba da! Vreau noi să înțelegem, dragii mei. Și oameni din Vechiul Testament a trăit prin credință. Și noi în Noul Testament trăim totuși în credință. Prin credință. Credința în Vechiul Testament și credința în Noul Testament. Harul în Vechiul Testament, harul în Noul Testament. Unii pot să spună: nu, frate, cum adică se spune harul în Vechiul Testament? Ok, hai să citim în cartea lui Geneza, capitolul 6. Geneza, capitolul 6. Speram că asta este. Geneza, capitolul 6, versetul 9 și versetul 10. Cum este scris? Geneza, capitolul 6, versetul 9 și versetul 10. Aha. Iată care sunt urmașii lui Noe. Nu. Geneza, capitolul... Stai puțin. Versetul 8. Dar Noe a căpătat milă. Mulțumesc. Asta este ce am vrut. Mulțumesc. Noe a căpătat ce? Milă. Aha. Haideți. Înaintea Domnului, iată care sunt urmașii lui Noe. Ok. Vreau noi să înțelegem. Noe a căpătat milă. Când citesc aceasta în engleză, este scris a căpătat harul de la Dumnezeu. De ce? Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Pentru noi să înțelegem ce înseamnă har. Fiule, haideți. Ascultați cu mare atenție. All right. Ascultați cu mare atenție. Un om păcătos
Plata păcatului este moartă. Sunteți de acord cu mine, da? Așa spune Biblia. Un om păcătos, plata păcatului este moartă. Un om care nu a păcătuit, nu trebuie să moare, trebuie să trăiască. Este clar? Așa a fost Domnul Iisus Hristos. Nu a păcătuit, El a trăit, a trebuit să trăiește. Pentru cât timp? Veșnicie. Omul care trebuie să moară, spune, dar eu nu vreau să moară. Omul care nu trebuia să moară, zice, atunci dați-mi mie mână. Dă-mi mână. Ok, hai să schimbăm poziția, tu să vină aici sus și eu să cobor aici jos. Ok, atunci tu să trăiesc pentru mine, eu acum să moară pentru tine. Amin, dragii mei, amin? Aceasta este ceea ce se numește Harul lui Dumnezeu. Amin, dragii mei? Pentru că Harul lui Dumnezeu spune, cel nevinovat se moară pentru cel vinovat. Cel vinovat se plece acasă, liber, liber în Domnul. Amin, dragii mei? Harul înseamnă favoarea nemeritat. Întrebarea este, el merită viața? Un om păcătos merită viața, da sau nu? Nu. Ce merită el? Moartea? Dar Hristos merită moartea? Nu. Ce merită el? Viața. Dar el spune, omul păcătos, te rog, trăiesc pentru mine, dar dai mie toate păcatele tale. Acum eu mor pentru tine. Dragii mei, asta este ce frumusețea Evangheliei. Amin, dragii mei. Amin? Frumusețea Evangheliei. De aia, de azi încolo, dar să nu uitați, alo, să nu uitați. Dacă el a luat poziția lui Hristos, câte păcat pe care Hristos a făcut, spuneți-mi. Niciuna. Atunci câte păcatele pe care el trebuie să face? Biserica, amin? De aia am spus, nu trebuie să există pocăiți nepocăiți. Care continuă să păcătuiește mereu, mereu, după ce ei sunt salvați. Pentru că atunci ei reprezintă pe Hristos în mod greșit. Când noi citim lucrurile acestea în cartea lui Romani, capitolul 2, cu 24, este scris că numele lui Dumnezeu este ulit între neamurile datorită voastră. Cum este scris? Creștin nepocăit face ca numele lui Dumnezeu să fie ulit. Oameni buni, vreau noi să înțelegem. Planul mântuirii este să elibere pe noi de câte păcatele, spuneți mie, de câte? De orice păcat. Fiindcă atât de mult Dumnezeu a iubit lumea, a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, dar să aibă ce? Viața veșnică, să trăiesc veșnic. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Dragii mei, dacă lucrurile acestea sunt foarte clare, acum haideți împreună. Da, uitați, dragii mei, puncte pe care vreau noi să înțelegem. Este puncte pe care mai mulți oameni au ales să nu înțelegi. Și punctul acesta este, de ce a murit Miel? Spuneți-mi. De ce a murit Miel? Spuneți-mi. De ce? Pentru păcatele a cui? Al unui om păcătos. Ok, am citit ieri în cartea lui Ioan 1 cu 29. Când Ioan a văzut pe Domnul Iisus Hristos venea acolo la Iordan, a spus, iată cine? Mielul lui Dumnezeu care ridică ce? Păcatul lumii. Păcatul nu sunt ridicat nici de preot, nici de pastor, nici de un om, nici de cântăreț. Este doar ridicat de Domnul Iisus Hristos. Amin, dragi mei. Mielul lui Dumnezeu fără cusur. Dar când El ridică, chiar ridică. Amin, dragii mei. Când El ridică, chiar ridică. Când El curață, chiar curață. Și dorința Lui este aceasta. Un om păcătos să fiți primit înaintea Lui Dumnezeu, cum este scris în Efeseni 1 cu 6. În numele Lui Hristos. Merge acolo și Dumnezeu să spune, acum te primești pe tine, un om păcătos, dar cum m-ai primit pe mine? No, în numele Fiul lui Dumnezeu, adică în numele a cui? Al lui Domnul Iisus Hristos. Atunci un om păcătos
poți să capătă îndurare în fața lui Dumnezeu. Amin, dragii mei. De aia când noi vom fi în cer, nu vom cânta să spune eu am făcut lucrurile frumos. Nu. O să cântăm aceasta. Vrednic este mielul care a fost înjunghiat. Amin, dragii mei. De ce o să cântăm aceasta? Pentru că nu avem nicio merit. Merită aparține doar lui Hristos. De aia, dragi mei, urmăriți-mă încă o dată. La altar iese la cruce. Miel iese înjunghiat. Hristos este pus pe cruce. Sunteți de acord cu mine? Amin? Mulțumesc! Dar Hristos nu numai este miel, dar Hristos este și preot, care lua sânge și se intra în locul sfânt. Ascultați cu mare atenție, dragii mei. Domnul Iisus Hristos nu numai este miel. Biblia aplică acolo. Haideți, fratele meu, în cartea lui Evrei, capitolul 8. Haideți împreună. Evrei, capitolul 8, versetul 1 și versetul 2 și versetul 3. Evrei, capitolul 8. Evrei, capitolul 8. Versetul 1 și versetul 2 și versetul 3. Ce spune Biblia? Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri. Mulțumesc! Cine? Ca slujitor al locului preasfânt. Cine a făcut locul preasfânt? Și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om. Nu de un om. Și de Domnul. Și de Domnul. Mulțumesc! Întrebarea este, pe pământ exista sanctuar, da sau nu? Da. În cer exista sanctuar, da sau nu? Spuneți-mi. Da. Cine a înțeles pe mine până acum? Sincer. Mulțumim. Dacă în cer există, ascultați-mă, dragii mei, toate lucrurile acestea a fost doar o umbră lucrurile viitoare. Citește, fratele meu, versetul 4. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Mulțumesc! 5. Da, 4 și 5. A. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești. Ceresc! După poruncile primite de Moise, de la Dumnezeu. Mulțumesc! Când avea să facă cort. Mulțumesc! Vreau noi să înțelegem. Lucrul aici pe care noi vă vedem aici. Ce sunt aceasta? Spuneți-mi, ce sunt aceasta? Umbra lucrurile viitoare. Lucrurile ceresc, mă scuzați. Lucrurile ceresc. Cu alte cuvinte, asta este. Ascultați-mă, dragii mei. Este ca și cum, știi, acum în câteva zilele trecut, fratele meu, care este în Africa, m-a trimis poza. Poza al meu. El a îmbrăcat în mod ciudat, dar am fost mai tineri. Și când am uitat, așa m-am bucurat. Întrebarea este, poza aceasta, era eu pe poza, da sau nu? Da! Dar cum putea eu să încape în această hârtie așa de mică? Sigur, asta a fost o reprezentare al meu, dar nu seamănă cu aceeași mărime. Sunteți de acord cu mine? Aceasta este reprezentarea ai sanctuarii în cer, dar nu cu aceeași mărime. Sunteți de acord cu mine? De ce? Pentru că în cer există multe îngeri. Ascultați-mă, dragii mei. Dacă așa este, atunci lucrurile pe care am vrut noi să înțelegem este aceasta. Avem marul nostru preot, pe Domnul Iisus Hristos, care este în cer. Acum, urmăriți-mă cu mare atenție. Altar, cruce. Lidian. Ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos când a fost aici pe pământ? Când a ajuns la râul Iordan și a întâlnit cu Ioan Botezător. Ce s-a întâmplat cu el? Marco capitolul 1, 9, versetul 9 și 10. Ce s-a întâmplat cu el? A fost botezat de cine? De Ioan. Hai să lăsăm aceasta. Haideți aici, unde există masa cu pâine, care era pe partea de nord. Pâinea aceasta, ce reprezintă pâinea aceasta? Ascultați cu mare atenție. Când noi citim în cartea lui Ioan, capitolul 6. Haideți împreună. Ioan, capitolul 6. Unde am pus să... Aici. Ok. Ioan, capitolul 6. Ioan, capitolul 6. Uitați, dragii mei, versetul 48. Cum este scris? Da?
Eu sunt pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții. Cine a fost pâinea vieții? Spuneți-mi cine? Domnul Iisus Hristos. Ok, fratele meu, citește versetul 35. Cum este scris? A? Iisus le-a zis. Ce a zis? Eu sunt pâinea vieții. Mulțumesc. Hai să citim versetul 51. Ce este scris? Eu sunt pâinea vie. Eu sunt pâinea vieții. Vreau să spun, dragii mei, toată aceasta arată-ne nouă. Și aceasta masă cu pâine arată că Hristos este pâinea vieții. Amin, dragii mei. Amin. O să descoperi că toate sanctuarea aceasta reprezintă pe Domnul Iisus Hristos. Toate sanctuarea. Haideți înapoi, când mergem aici, dragii mei, aici există această sfeșnic cu șapte brațe. Șapte brațe de lumină. Sunteți împreună cu mine, da? Șapte brațe care au avut lumină. Întrebarea este, cine este aceasta? Ioan capitol 8 cu 12. Ioan capitol 8, versetul 12. Cum este scris? Iisus le-a vorbit din nou și a zis. Ce a zis? Eu sunt lumina lumii. Stop! Cine este lumina lumii? Spuneți mie, dragi mei, cine? Domnul Iisus Hristos. Eu sunt lumina lumii. Dar nu numai aceasta. Aici există altar de temuie. Altar de temuie. Ascultați-mă, dragi mei, acum pentru că vreau să merg mai departe. Altar de temuie este unde marele preot intra dimineața și seara la altar de temuie. Se arde aici temuie care era amestecat cu rugăciunile sfinții ca să poți să ajunge în prezența lui Dumnezeu în locul sfânt al sfintelor. Nu știu dacă m-ați înțeles. Alo? Ascultați-mă. Citește, fratele meu, în cartea lui Exod. Exod, capitolul 30. Exod, capitolul 30, versetul 7 și versetul 8. Vreau numai, dragii mei, nu vreau, întotdeauna eu uit la ochii să vede dacă ochii sunt împreună cu mine. Vreau să fii sigur că sunteți împreună cu mine. Uitați ce este scris. Aha. Aron va arde pe el tămâie mirositoare. Va arde tămâie în fiecare dimineață, da? Când va pregăti candelele. Și? Va arde și seara când va așeza candelele. Ok. Ce reprezintă această tămâie? Haideți în Apocalipsa, capitolul 5. Apocalipsa, capitolul 5, versetul 8. Ce reprezintă această tămâie? Vă rog să nu fiți pierduți aici. Vreau numai să vedem cum este Vechiul Testament și Noul Testament. Planul mântuirii este același. Cum este scris? Aha. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, și? Având fiecare câte o alăută și potire de aur plină cu tămâie, da? Care sunt rugăciunile sfinților. Amin, dragii mei, amin. Cu altă cuvinte, când noi mergem înaintea lui Dumnezeu, ascultați-mă, noi nu putem să fim primit pentru că am mers acolo, Doamne, am venit aici. Nu, 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 nu. Avem nevoie de meritele Domnul Iisus Hristos pentru noi să fim primit în cer. Amin, dragii mei. Pentru că rugăciunile noastre fără meritele lui Domnul Iisus Hristos. Ce înseamnă meritele lui Hristos? Hristos a trăit aici pe pământ fără ce? Spuneți-mi. Fără păcat. Și Hristos zice, calcați pe urmele mele. Aceasta înseamnă că noi ne rugăm. De aia Hristos zice în Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și ce? Și viața. Și nimeni nu vine la tată decât prin mine. De aia este scris în 1 Ioan capitolul 2 cu 1. Dragi fraților, copilașilor, v-am scris aceasta ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, terminat. Avem la tata un mijlocitor pe cine? Pe Iisus Hristos cel neprihănit. Amin, dragii mei, amin. Dacă este pe Iisus Hristos cel neprihănit, avem un mijlocitor. Câte mijlocitori pe care noi avem? Alo, dragii mei, câte mijlocitori pe care noi avem? Unul. Care este numele lui? Iisus Hristos. Oameni buni, haideți în cer. Amin? Haideți în cer. Dumnezeu a pus toate lucrurile acestea ca nimeni să nu spune într-o zi, Doamne, nu am știut ce să fac. Vreau noi să înțelegem, dragii mei, articol pe care eu nu vreau să uită, care a fost cel mai important din toată această sanctuare, știi care a fost? În locul sfânt al sfintelor. De ce era cel mai important?
Oameni buni, vreau să fac lucrul acesta. Uitați aici. Ok. Ok. Am luat ce era acolo, chivotul. Am pus aici, ca să fie mai clar. Pentru noi să înțelegem aceasta, chivotul. Chivotul, aici există șechina, șechina sau slava a cui? A lui Dumnezeu, mulțumesc. Aici există capacul, mile. Cu alte cuvinte, aici este mila lui Dumnezeu și jos aici există cele 10 porunci. Ok. Ascultați cu mare atenție. Omul care a păcătuit, ce a făcut? Spuneți-mi, spuneți, ce a făcut? A calcat ce? Cele 10 porunci. Pentru că Biblia spune, dacă tu calca unul, este vinovată de câte? Spuneți-mi, de toate. Și atunci trebuie să fii judecat de Dumnezeu, aici unde este slava Lui. Dar pentru El să judecă pe El, judecă pe noi prin ce? Spuneți-mi, prin milă. Amin, dragii mei, amin? Dumnezeu nu este mafia care caută unde tu greșești să vină cu Buddha. Bum! Nu! Dumnezeu este... Fratele meu, citește din cartea lui Exodul. Exodul capitolul 34. Exodul capitolul 34, versetul 6 până la versetul 7. Ce este scris? Hai să vedem cum este caracterul lui Dumnezeu. Urmăriți-vă acum, atenție. Aha. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui și a strigat. Ce a zis? Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare. Plin și de îndurare? De îndurare? Ce milostiv? Aha. Încet la mânie. Încet la mânie. Plin de bunătate. Hai. Și credincioșie. Mulțumesc! Care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Dar în același timp? Iartă fără de legea răzvrătirea și păcatul. Da. Dar nu socotește pe cel vinovat drept, drept nevinovat. Amin, dragii mei. Amin. Întrebarea este, Dumnezeu nostru este Dumnezeu ai dragostea? Spuneți mie, da sau nu? Sigur că da. Este plin de milă. A, puteți să veniți, unii pot să vină aici și... Ascultați cum am atenția, dragii mei. Este scris așa. Dumnezeu nostru este plin de îndurare. Milostiv. Încet la mânie. Amin, dragii mei. Încet la mânie. Este plin de bunătate. Și ce Dumnezeu caută de la noi este aceasta, dragii mei. Noi să reflectăm aceasta. Asta este ce este numit caracter a cui? A lui Dumnezeu. Și caracterul lui Dumnezeu aceasta. Care este aceasta? Îndurarea lui. Bunătatea lui. Numele lui. Cum se zice? Milos. Așa este. Dar în același timp este Dumnezeu care este drept. Nu va lasa pe un om păcătos să intre în cerul cu păcatele lui. Dragii mei, vreau noi să înțelegem. Dumnezeu este plin de milă. Uitați, dragii mei, mai departe, vreau noi să înțelegem ce se întâmpla cu aceasta. Chivotul, hai să mergem în cartea lui Exodul. Exodul, capitolul 26. Exodul 26, versetul 33 până la 34. Unde a fost pus aceasta chivotul cu cele 10 porunci? Urmăriți-mă cu mare atenție. Aha. S-a tâns perdeaua de copci și în dosul perdelei să vâri chivotul mărturiei. Da. Perdeaua să facă despărțirea între locul sfânt și locul preasfânt. Mulțumesc! Perdeaua aceasta se face cum se despărțitura între locul sfânt și locul cum? Preasfânt. Haideți! Să pui capacul ispășirii pe chivotul mărturiei în da. Locul preasfânt. Da! Mulțumesc! Așa este! Și unde v-a întâlnit Dumnezeu cu poporul lui? Haideți în Exodul, capitolul 25. Oameni buni, stop! Sunteți împreună cu mine? Ok, Exodul capitolul 25, versetul 22. Unde va întâlni Dumnezeu cu poporul lui? Unde? Da? Acolo mă voi întâlni cu tine. Unde? Și de la înălțimea capacului ispășirii dintre cei doi heruvimi... Dintre cei doi heruvimi?
așezați pe chivotul mărturiei, aha, îți voi da toate poruncile mele pentru copiii lui Israel. Biserica, amin, dragii mei, amin? Acolo, intre, uitați, Dumnezeu spune, eu sunt aici, intre această doi ieruvim, aici eu o să întinesc cu voi. Dar ascultați-mă, dragii mei, ce este jos acolo? Ascultați, aceasta înseamnă guvernul lui Dumnezeu și în cerul este asupra poruncile lui. Temelia lui, lui Dumnezeu este aceasta cu cele 10 porunci sub el. De ce? Pentru că aceasta este ce este numit Constituția ai cerului. Oameni buni, când noi ne rugăm, vreau să pun întrebare. Cum ne rugăm noi? Tatăl nostru care este unde? În cerul, sfințească să fii cum? Numele tău, vie împărăția ta. Terminați acum, facă se voia ta, precum unde? În cerul, așa și pe pământ. Mulțumesc! Aceasta înseamnă că Dumnezeu caută să face un popor, să pregătească un popor care va fi asemenea cu această ființă cerească. Dar pentru noi să fim așa, trebuie să avem aceeași Constituție. Amin, dragii mei, nu știu dacă m-ați înțeles. Alright. Ochii voștri nu arată că sunteți împreună cu mine. Ascultați-mă, dragii mei. În Zimbabwe există, a fost numit Rhodesia înainte. Știți de ce a fost numit Rhodesia? Pentru că noi am fost sub colonia britanică. Și atunci, omul cu numele Cecil John Rhodes este cel care a fost, cum se zice, după numele lui, a fost numit toată țara. Era un englez. Anglia a fost acasă la ei, dar ce ei au făcut este au întins picioare către Zimbabwe și au numit Rhodesia. M-ați înțeles aceasta? Și când au făcut lucrurile acestea, ce se întâmplă este limbajul care a fost folosit în Anglia a devenit același limbajul, limba care a fost folosit unde? În Zimbabwe. Nu știu dacă m-ați înțeles. Constituția a Anglia a devenit Constituția a cui? A lui Zimbabwe. Nu numai aceasta. Metoda de școală în Anglia a devenit același metoda de școală unde? Dar de ce au folosit? De ce nu a folosit Germania pentru oamenii care sunt din Zimbabwe? Pentru că ei știa, moment când o să cheamă pe un zimbabwean să merge la Anglia, o să fie încurcătura la limbă. Atunci au spus, hei, zimbabwean, englez. Noi englez, englez. Când noi comunicăm în englez. Banii care a fost folosit în Anglia a trebuit să fie același bani care a fost folosit în Zimbabwe. Nu știu dacă m-ați prins. M-ați prins aceasta? Ok, hai să lăsăm despre Zimbabwe și Anglia. Hai să venim la Dumnezeu. Dumnezeu este unde? În cer. Și Dumnezeu a întins picioare, a ajuns aici pe pământ. Sunteți de acord cu mine? Amin? Atunci ce se întâmplă este aceasta? Dumnezeu spune, ce să fac? Pentru că oameni din lumea aceasta se pot să vorbesc același limbajul care s-a vorbit în cerul. Ce să fac? Același Constituția în cerul, același Constituția aici pe pământ. Nu știu dacă m-ați înțeles. Sanctuarii în cerul să fie transferat și aici pe pământ, să există același tip de sanctuar. Nu știu dacă este clar. E clar aceasta. Cele 10 porunci în cerul să apare cele 10 porunci aici pe pământ. Constituția să fie la fel. Cine a înțeles pe mine, dragii mei? Dorința lui Dumnezeu este aceasta. Când lumea aceasta va fi terminat și Dumnezeu va spune, bine ați venit, cine? Robul credincios. Ai fost credincios în lucrurile mici. Acum intră în împărăția care a fost pregătit pentru tine de la întemeierea lumii. Vreau să spun, dragi mei, va fi cea mai mare bucurie. De ce? Pentru că atunci caracterul lui Dumnezeu va fi arătat în viețile noastre. Ascultați-mă, este scris că Hristos zice, eu sunt ce? Lumina lumii. În Matei 5 cu 14 este scris, voi sunteți lumina lumii. Dar cum am devenit noi lumina lumii? Pentru că noi luăm lumina de la cine? De la Domnul Iisus Hristos. Hristos a devenit om ca și noi, El a suferit ca și noi, a fost ispitit ca și noi, dar a biruit orice păcat. Și El spune, urmați-mă și eu va fi împreună cu voi
Când cum eu m-am rugat la Tată, voi vei rugat la Tată. Cum eu am primit putere de la Tată și voi să primiți putere de la Tată. Amin, dragii mei. Amin? La sfârșit de toate, suntem salvat și mântuit. Dar nici un punct negru nu va fi în cerul de păcat. Oameni buni, o întrebare. Câte păcatele pe care Adam a făcut? Nu ați auzit pe oameni care spun, no, noi nu o să biruim păcatele. O să continuăm să păcatuim, păcatuim, păcatuim. Și Dumnezeu o să ne primește, pentru că harul lui este foarte mare. Atunci Dumnezeu trebuie să cere scuze la Adam și Eva. Pentru că harul lui trebuie să spune Adam și Eva, de-am văzut, săraci, săraci, ați păcatuit, rămâneți în grădină. Așa a zis Dumnezeu, spuneți mie. Dacă Adam cu un singur păcat nu putea să rămână acolo, ce garanție avem că noi cu un singur păcat putem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu? Niciun. De aia vreau să spun, dragi mei, știi ce? Eu știu, acum eu acum calcă la loc care nu este foarte, foarte, cum se zice, interesant. Ascultați cu mare atenție. Nu știu cum pot să spun la oameni lucrurile acestea. Pentru că una dintre cele mai interesante lucruri este aceasta. Oamenii îi place. Predicator care pot să spune, vrei țuică? Bea! O să intră în cer. Vrei țigar? Da! Vrei cafea? Da! Vreau să mergem cu femeia? Da! Orice pe care tu vrei. Oricum Dumnezeu o să ne mântuiască. Oamenii îi place minciuna. Este ca și cum eu să merg împreună cu tine. Se vede leu care vine acolo. Eu spune, doarme, doarme. Omul alb. Pot să doarmă aici. Aia leu care vine aia nu are dinți. Doarme, relaxez. O să doarme? Eu știu lei din Africa au dinți. Și în momentul când eu ved că acolo vine leu, eu o să negociez cu picioarele mele un copac. Și Dumnezeu zice, tu asta să fii un om înțelept. Pentru că singura calea de scapare este doar prin Domnul Iisus Hristos. Amin, dragii mei. Dar să nu uitați, Domnul Iisus Hristos este marele nostru preot. Lucrarea Lui este doar să mijloceste pentru celor care au maturisit păcatele și au parasit păcatele. Amin? Haideți în cartea lui Proverbe, fratele meu. Proverbe 28 cu 13. Proverbe 28 versetul 13. Cum este scris? A? Cine își ascunde fără de legile, nu propășește. Și? Dar cine le mărturisește și se lasă de ele, atunci capătă îndurare. Biserica, amin? Cine mărturisește și cum? Lasă de ele, parăsește. Aceasta capătă îndurare. O întrebare, dragii mei. O întrebare sinceră. Câte oameni cu păcat o să intre în cer? Ce înseamnă păcat? Care lege? Cine a scris? Hai să citim. Exodul, capitolul 31. Exodul. Uitați, dragii mei. Exodul, capitolul 31, versetul 18. Cine a scris? Cu ce tip de pix? Hai să citim. Aha. Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai, da. I-a dat cele două table ale mărturiei, table de piatră, da. Scrise cu degetul lui Dumnezeu. Biserica, amin? Știi ce este numit aceasta? Este numit legământul lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu o să calcă legământul lui? Hai să citim. Psalmul 84. 89, scuze. Psalm 89. Versetul 34. Psalm 89, versetul 34. Ce spune Biblia? Aha. Nu voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Nu voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit pe buzele mele. Ok, mulțumesc. Întrebarea este, ce este aia care este numit legământul? Hai să mergem în cartea lui Deuteronomii, capitolul 4. Deuteronomii, capitolul 4. Versetul 13. Ce înseamnă legământul? Este scris, eu nu voi calca legământul meu și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Amin, dragii mei? Amin? Sunteți obosit? Nu. Ok. Ascultați cum arată. Aha.
El și-a vestit legământul său pe El care... s-a vestit legământul său, aha, pe care v-a poruncit să-l păziți. Da, cele care? Cele 10 porunci. Cele 10 porunci și? Și le-a scris pe două table de piatră. Fratele meu, hai să lăsăm Vechiul Testament, hai să Noul Testament. Să vedem dacă această cele 10 porunci s-a schimbat. Oameni buni, ascultați cu mare atenție. Pentru că una dintre cea mai mare problema este aceasta. Oamenii nu-i place poruncile lui Dumnezeu. Hai. O întrebare. Oameni buni, în casele voastre există poruncile? Hai să lăsăm cele 10 porunci. În casele voastre există poruncile între soț și soția? Spuneți mie, da sau nu? În Africa există. La voi nu există? Ok. La noi, la Africa, mai bine se expune ce este scris în legea de căsătorie. Legea de căsătorie spune, bărbatul, tu să nu caută altă amantă. În România, cum este? Ok. Așa este în Africa. Să nu caută altă amantă. Să nu caută altă amantă. Tu trebuie să rămâne cu soția ta. Așa este legea de căsătorie în Zimbabwe. Și soția, să nu cumva... să fii pomenit ca în mintea ta ai pe cineva. Soțul să iubească pe soția, soția să fie supus la soț. Astea sunt legile de căsătorie. Hai să lăsăm căsătorie. În Africa există legile de circulație. În România, spuneți mie, există de asta unul. Da, în Africa noi conducem mașina pe stinga. În România, unde? Pe dreapta, mulțumesc! Dar dacă eu vin aici în România și spune, oameni, voi nu știți să conduce mașina. Trebuie să conduce pe stinga, pentru că la noi, la Africa, așa facem. Ce se va întâmpla la omul negru? Spuneți mie. O să întinește cu tir și tir nu o să negocieze cu el foarte bine. Și următorul lucru va fi, se cheamă pe preot, pe popă sau pe pastor, se vine, se face ce el poate, la mormântarea lui. Care este problema? Pentru că românii sunt foarte rei, au pus legea de circulație? Sunt rei, da sau nu? Nu! De ce au pus această lege? Spuneți-mi, se protejează pe cine? Pe mine! Hai să lăsăm aceasta. România are legea? Spuneți-mi. Există curte de judecată? Da sau nu? Mulțumesc. Oamenii sunt judecați după ce? Spuneți-mi. După lege. Dacă nu există lege, poate să există judecată? Ok. Hai să lăsăm lucrul acesta. Să punem întrebare. Dumnezeu are legea? Are judecata? Și judecata aceasta este după legea? Spuneți-mi. Este după legea? Da sau nu? Ok. Legea aceasta este important sau nu este important? Oameni buni, urmăriți-mă cu mare atenție. Este scris aici, legământul, nu voi calca. Și legământul aceasta este cele 10 porunci. Amin, dragii mei? Ok, hai să vedem, haideți în cartea lui, cred este în capitol 8 cu 16, Evrei, capitol 8, versetul 16. Evrei, capitol 8 cu 16. Cum este scris? Nu este. Ok, atunci capitolul 10. 10 cu 16. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Iată legământul pe care eu voi face după zilele acestea. Care este aceasta? Haideți! Voi pune legile mele în inimile lor, da, și le voi scrie în mintea lor. Biserica, amin? O să aruncă legile aceasta afară din viața lor, așa a spus Dumnezeu? Nu. O să scrie unde? Spuneți-mi, unde? În mintea și în... În primul rând, unde a fost scris legea? Am citit împreună. Unde? Pe două table de piatră. Și unde a fost pus această cele 10 porunci? În chivotul. Este clar, dragii mei? Atunci, unde este chivotul? Asta inimile noastre. Cine a înțeles pe mine, dragii mei? Alo? Cu altă cuvinte, nou legământul este doar să transferă legea de la această cele 10 porunci care sunt scris pe piatră. Acum sunt scris unde? În inimă. Dragii mei, haideți acasă. Dorința lui Dumnezeu este mântuirea noastră. De aia Dumnezeu vrea ca și în această timp fiecare persoană. Ascultați-mă, dragii mei. Eu îmi place de Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu foțează pe nimeni ca să fie mântuit. Psalm 97, versetul 2. Psalm
97, versetul 2. Hai să vedem cum este tronul lui Dumnezeu. Unde este pus tronul lui Dumnezeu? Haideți împreună. Aha. Norii și negura îl înconjoară. Și? Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului său de domnie. Dreptatea și judecata sunt ce? Temelia scaunului de domnie. Oameni buni, când oamenii vor fi judecat, va fi judecat după ce? Haideți împreună în cartea lui Iacov. Iacov, capitol 2, versetul 12. Când oamenii va fi judecat după ce? Ascultați cu mare atenție. Aha. Să vorbiți și să lucrați ca niște oameni care au să fie judecați după o lege a slobozeniei. Mulțumesc! Este important legea aceasta. Roman, capitol 2, cu 13. Roman, capitol 2, versetul 13. Ascultați cu mare atenție. Aha. Hai să citim. Pentru că nu cei ce aud legea sunt neprihăniți înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce împlinesc legea aceasta vor fi socotiți neprihăniți. Biserica, amin? Amin. Dorința lui Dumnezeu, ascultați-mă, dragii mei, chivotul a fost cel mai important articol din sanctuar. Vreau noi să înțelegem ceva. Sanctuara aceasta, uitați, dragii mei, vă rog, partea asta era partea de est. Partea asta a fost partea de vest. Asta era partea de nord și asta a fost partea de sud. Ceva interesant este aceasta. Partea de est există trei. Când ei mergeau în pustiu, poporul lui Israel mergea acolo și stătea, mai bine se spune așa, mai bine se spune, asta era sanctuar. Da? Și partea de est și asta partea de vest și asta partea de nord și asta partea de sud. Și partea de est exista trei triburi. Dumnezeu a pus pe ei să stea acolo într-o organizație superb. Gândiți-vă despre lucrurile acestea. Nu a avut nici microfon. Moise se vorbesc la 2-3 milioane de oameni. Și partea asta exista Iuda, tribul lui Iuda, și exista Isahar și Zebulon. Zebulon. Și partea aici exista tribul lui Ruben. Lui Simeon și lui Gad. Așa a fost aici. Pe partea aici exista tribul lui Efraim. Și de la Efraim, Manasa. De la Manasa, Benjamin. Și partea aici exista tribul lui Dan și lui Asher și lui Naftali. Neftali, da? Ok, uitați, dragii mei, așa era, ei stătea acolo și întotdeauna asupra lor, asupra aceasta sanctuari, exista un om. Citește, fratele meu, în cartea lui Exodul, capitolul 40, 38. Exodul, capitolul 40, versetul 38. Încă puteți să rezistați puțin? Amin? Alo, încă puteți? Uitați, dragii mei, exista 40 cu 38. Aha. Norul Domnului era deasupra cortului Sira, da? Iar noaptea era un foc înaintea întregii case a lui Israel. Mulțumesc! În timpul tuturor călătoriilor lor. Mulțumesc! Atunci, oriunde ei mergea, o întrebare, dragii mei. Israel veche a fost biserica lui Dumnezeu în Vechiul Testament? Da sau nu? Spuneți mie. Da. Cum putem să știm aceasta? Este scris în cartea lui Fapte Apostol, capitol 7, versetul 38. Este scris că asta a fost adunarea lui Dumnezeu. Asta a fost biserica lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Dar ascultați-vă, dragii mei. Ai găsit? Da. Citește, frate, nu. Aha. El este acela care în adunarea israeliților din pustie, da, cu îngerul care i-a vorbit pe muntele Sinai, da, și cu părinții noștri, a primit cuvinte vii ca să ni le dea nouă. Mulțumesc! Cu alte cuvinte, asta este numit biserica în pustiu. Sunteți împreună cu mine, da? Asta a fost biserica lui Dumnezeu în Vechiul Testament. Oameni buni, proroci era aici. Profeți era aici. Preot era aici. Sunteți de acord cu mine, da? Ok. Am venit înapoi. Există în Noul Testament. Există 12 cine? Spuneți-mi.
Apostol, Efeseni capitolul 2 cu 20. Efeseni capitolul 2, versetul 20. De ce? Pentru că există singurul nume care legea pe amândoi. Singurul nume. Uitați ce este scris. A? Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, da? Piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Biserica, amin? Cine a legat Vechiul Testament și Noul Testament? Cine, dragii mei? Cine? Domnul Iisus Hristos. Oameni buni. Cine a creat lumea? Domnul Iisus. În cartea Ioan, capitolul 1. Ioan, capitolul 1, versetul 1 până la 3. Este scris, la început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu. Cuvântul era Dumnezeu. Amin? El de la început a fost cu Dumnezeu. Versetul 3 este scris așa. Toate lucrurile au fost făcute prin El. Și fără El, nimic care a fost făcut, a fost făcut. Și este scris în versetul 14. Cuvântul s-a făcut trup. Și cine este aceasta, dragii mei, care s-a făcut trup? Cine? Domnul Iisus Hristos. Atunci cine a creat lumea? Cine? Domnul Iisus Hristos. Dragii mei, mi-aș dori ca Evanghelia să fie foarte clar pentru noi. Să fim pregătiți pentru cerere. Dorința lui Dumnezeu este mântuirea noastră. Atunci întotdeauna când ridica, fratele meu, ai avut trumpetă undeva? Okay. Întotdeauna. Când ei a trebuit să merge, când ei mergea, poporul lui Israel, în primul rând, nor de pe, cum se zice, de la templul lui Dumnezeu, a început să ridica de acolo, să arată poporul lui Israel, acum noi mergem. Și nor mergea așa, în fața lor. Și oprea undeva acolo. Și după aceea, copiii lui, cum se zice, preoți, fiii lui Aron, a luat această chivotul cu cele 10 porunci. Și a trebuit să merge acolo 900 de metri, aproape un kilometer, să fie departe. Pentru poporul lui Israel, 2-3 milioane, să pot să vede pe ei. Și după aceea, aici Iuda era cu emblem de leu. Și aici, tribul lui Ruben a fost cu emblem de un bărbat sau un om. Și aceasta, Efraim, a fost cu emblem de vițel. Și aceasta cu Dan era emblem cu vulturi. Și atunci, moment când preot suna trumpeta. Suna trumpeta puțin. Ta-ta! Mai tare, fratele meu, cu via. Mulțumesc! Mulțumesc! Atunci, tribul lui Iuda știa că acum este timp pentru noi să pornim. Atunci ei au pornit, au început să merge, dar în fața lor era chivotul. Amin, dragii mei? Chivotul cu cele 10 porunci. De ce punea chivotul în față? Știi de ce? Pentru că acolo era prezența a cui? Spuneți-mi, a lui Dumnezeu. Și după aceea, după ce ei au plecat, vine tribul lui Ruben și încă o dată. Mulțumesc! A trimit și după aceea vinea tribul lui Efrem, încă o dată. Și la sfârșitul de toate vinea tribul lui Dan. Și cum era? Atunci, în această timp, poporul lui Israel mergea ca o armată organizată, pentru că Dumnezeu a fost prezent acolo. Amin, dragii mei? Cele 10 prunci era acolo. Dar ascultați cu mare atenție. A apărut o problemă. Numai Deuteronomii, capitolul 10, versetul 8, timpul meu deja a ajuns. Uitați, dragii mei, Deuteronomii, capitolul 10, versetul 8. Cine a avut voie să poată să lua chivotul? Cum este scris? Aha. În vremea aceea, Domnul a despărțit seminția lui Levi și i-a poruncit să ducă chivotul legământului Domnului, să stea înaintea Domnului ca să îi slujească și să binecuvinteze poporul în numele lui. Mulțumesc! Numai preot a avut această privilegiu de a ridica această chivotul. Nu orice om. Într-o zi, un om cu numele Uza. Citește aceasta în cartea lui 2 Samuel, capitolul 6. 2 Samuel, 2 Samuel,
capitolul 6, versetul 6 și versetul 7. Ce s-a întâmplat? Atunci Uza, când a văzut această chivotul lui Dumnezeu, era gata să se cade și a zis, a, care este problema? Mai bine și eu să prinde acolo. Ce s-a întâmplat cu el? Hai să citim. A? Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că erau să-l răstoarne boi. Și? Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. O întrebare, dragii mei. Chivotul cu cele 10 porunci a fost sfânt, da sau nu, spuneți mie. Cine a dat sfințenia? Spuneți mie, cine? Dumnezeu. Întia Samuel, capitolul 6, versetul 19. Există mii de oameni care au fost omorit când ei au încercat să uită numai așa la chivotul. Uite ce se întâmplă. A? Domnul a lovit pe oamenii din Betșemeș. S-a uitat în chivotul Domnului. A lovit 70 de oameni din popor. Și poporul a plâns pentru că Domnul îl lovise cu o mare urgie. Care a fost problema? A uitat! Cine a avut voie să uite acolo? Doar marele preot, o dată pe an. Într-o zi, un împărat cu numele Uzia a spus, știi ce? A, de ce? Întotdeauna nu ai fiul lui Aaron, trebuie să intre acolo, să slujete înaintea lui Dumnezeu. Mai bine și eu să fac aceasta. Era împărat, știi ce? Când citesc despre lucrul acesta, 2 Cronici, capitolul 26, cred. Capitolul 26, versetul 16. Când el a fost acolo, a făcut lucrare foarte bună. După tata lui Amazia, a făcut o lucrare foarte bună. Dar cumva nu știu ce s-a întâmplat în mintea lui, a luat o rasnă. Și a spus, și eu vreau să intre acolo să fac lucrare de preot. Oameni buni, știi ce s-a întâmplat atunci? Citește versetul 16. A? Dar când a ajuns puternic, inima i s-a înălțat și l-a dus la pieire. Asta a fost Uzia. A păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului său, intrând în templul Domnului, ca să ardă tămâie pe altarul tămâiei. Stop! Cine a trebuit să ardă tămâie pe altar de tămâie? Cine? Marele preot. Și el zice, ce este aia? Nu este omul ca și mine? Lasă și eu să merg de acolo. Și ce s-a întâmplat? Următorul verset, 21. A? Preotul Azaria a intrat după el cu 80 de preoți ai Domnului, oameni de inimă. Și ce au zis? Care s-au împotrivit împăratului Ozia și au zis, n-ai dreptul, Ozia, să aduci tămâie înaintea Domnului. Te rog să nu faci lucrul acesta și? Dreptul acesta l-au preoții fiului lui Aaron, care au fost sfințiți ca să o aducă. Mulțumesc! Ești din sfântul locaș căci faci un păcat. Și el a fost încăpățânat și? Ozia s-a versetul. Da, mai departe până la 21. Mm-hmm. Ozia s-a mâniat, în mână avea o cădelniță și cum s-a... Deja a avut ce? Cădelnița în mână. Ce a trebuit să fie pus în cădelniță? Știi ce? Tămâie. Și? Haideți? Și cum s-a mâniat pe preoți, i-a izbucnit lepra pe frunte. Ei! Și? În fața preoților, în casa Domnului, lângă altarul tămâierii. Marele preot Azaria și toți preoții și-au îndreptat privirile spre el și iată că era plin de lepră pe frunte. L-au scos repede afară și el însuși s-a grăbit să iasă pentru că Domnul îl lovise. Și? Împăratul Ozia a fost lepros până în ziua morții. Stop! Ascultați cum arată, dragii mei. Sfințenia care a fost arătată în fața de sanctuar cerească. O întrebare, dragii mei. Ce putea să face Dumnezeu astăzi dacă putea să vină la noi cum tineri joacă cu telefon în biserică? Alo? Cum oamenii, cum să zic, amestecă guma de amestecat în timp de biserică? Cum oamenii vorbește una cu celălalt așa ca și cum a ajuns la piață? Să nu uitați, lucrul acesta a fost doar o umbră. Noi asta suntem în realitate. Amin, dragii mei? Suntem în realitate. Nu mai moare miei. Acum a murit Domnul Iisus Hristos. Legea a fost pusă în chivotul. Acum nu mai este în chivot. Este pus unde, dragii mei? În inimile noastre. Acum noi știm ce spune Dumnezeu. Și dacă noi astăzi, încă noi relaxăm la lucrarea lui Dumnezeu, ce garanție avem că noi vom fi salvați? Nicio garanție.
Dar dorința lui Dumnezeu astăzi este aceasta, dragii mei. În fiecare dintre noi să putem să știm. Dumnezeu cere astăzi ca în fiecare dintre noi să fim mântuit. Amin, dragii mei. Asta este dorința lui Dumnezeu. Și El caută astăzi oricine. Ce eu îmi place de Dumnezeu este aceasta. Știi ce este scris în Apocalipsa 3:20? Iată, eu stau la ușa și bat. Dacă cineva aude glasul meu, se deschide ușa. Eu va intra în el, se cină cu el și el cu mine. Asta este dorința lui Dumnezeu. Dragii mei, vreau noi să înțelegem un lucru. Harul lui Dumnezeu nu scoate legea lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu întărește legea lui Dumnezeu. Mai bine să explici. Ce înseamnă harul lui Dumnezeu? Favoarea nemeritată. Amin, dragii mei. De ce avem nevoie de favoare? Pentru că noi am păcătuit. Ce înseamnă păcat? Calcarea ce? Legea. Este clară, dragii mei? De aia noi avem nevoie de harul lui Dumnezeu. Pentru că noi am păcătuit. Noi spunem, Doamne, iartă-ne, pentru că noi am păcătuit. Și Hristos zice, lasă că acum eu o să mor pentru tine, dar du-te și să nu mai cum? Înseamnă du-te să nu mai calca legea. Oameni buni, dorința mea este aceasta. Noi să putem să venim la pocăință. Adevărata pocăință. Adevărata pocăință este aceasta. Unde noi mergem la Domnul Iisus Hristos să spunem, Doamne, eu știu ce eu am păcătuit. Dar am nevoie de prezența ta. Ultima verset pe care vreau să-l citesc în seara aceasta este aceasta. Este găsit în cartea lui Proverbe 28, versetul 9. Fiecare creștin, dragii mei, va fi posibil să fie creștin care nu se roagă? Alo, dragii mei? Nu există un creștin care nu se roagă. Nu există. Dar ascultați-mă, dragii mei. Rugăciunea aceasta are locul lui. Proverbe. Capitolul 28, versetul 9. Ce este scris acolo? A? Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, atunci chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Știi ce înseamnă aceasta? Doamne, eu știu legea ta, dar nu-mi place. Și Dumnezeu spune, eu știu rugăciunea al tău și eu nu-mi place. Atunci cine pierde, Dumnezeu sau noi? Noi. Și dorința lui Dumnezeu este aceasta. Mântuirea noastră. Simplu. Moartea lui Hristos, știi ce, dragii mei? Cu aceasta m-am încheiat. Gândiți-vă despre lucrul acesta. Dacă cineva a calcat legea pe care eu împărat am pus, va fi omorât. Și vine fiul meu, eu sunt împărat, m-ați înțeles aceasta? Eu sunt împărat. Vine fiul meu și se calcă legea aceasta. Spuneți mie ce trebuie să fac? Să omor pe el. Dacă nu o să omor pe el, ce o să ziceți despre mine? Sunt drept de asta sau nu? Nu! Dar eu pot să fac altfel. Să spune, uitați, legea a spus și nu pot să schimba legea. Dar cineva trebuie să moară. Fiul, ce ai făcut? Acum tu trebuie să mor. Oricum tu ești mai tine. Haideți tu pe scaunul meu de domnie și eu să mor pentru tine. M-ați înțeles aceasta? Cam așa a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a zis, plata păcatului este ce? Moartea. Și Biblia spune, câte oameni au păcătuit? Toți. Câte oameni trebuie să moară? Toți. Ori Dumnezeu se schimbă legea, ori se împlinește legea. M-ați înțeles aceasta? Ori se schimbă legea, ori se împlinește legea. Dar pentru că legea este neschimbator, nu poate să fie schimbat, nu a schimbat legea, a împlinit. Cum?
Plata păcatului este moartă. A zis toată lumea, dați mie păcatele voastre. Eu o să mor pentru voi. Amin, dragii mei. O întrebare. Cine astăzi poate să ridică să spune legea lui Dumnezeu nu mai este importantă astăzi? Dacă Dumnezeu nu a cruțat pe Fiul Lui, pe singurul Lui Fiu, ca să moară pentru noi. Datorită faptul că noi am calcat legea. Oameni buni, ce este scris în Isaia 53? De ce a murit Hristos? Pentru fara de legile noastre. Nu este scris așa? Alo? Ce înseamnă fara de lege? Păcate. Ce înseamnă păcate? Calcarea legii. El a murit pentru fara de legile noastre. Asta este ce este numit harul lui Dumnezeu. Îmi place ce spune Pavel când el spune harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea tuturor oamenilor a fost atat. Ne învață să rupe cu ce? Cu paganitate, cu poftea lumesc. Să trăiesc cu cumpătarea, cu leveacă. Când noi așteptam a doua venire a Domnului Iisus Hristos. Amin, dragii mei. Amin? Amin. Asta este harul lui Dumnezeu. Ne învață să rupe cu păcat. Harul lui Dumnezeu este același care a găsit pe femeia. Femeia aceasta care a fost prinsă în curvie. Și oamenii spune, hai să aruncăm cu pietre. În Ioan capitolul 8 cu 7. Și Hristos zice, cine nu are păcat să fie prins, să aruncă piatră. Și orice, Hristos a început să spie așa, păcatele de oameni, când au uitat păcatele, aplicate, au văzut păcatele, aplicat. Și după aceea a rămas doar femeia. Și Hristos pune întrebare, femeie, nimeni nu te-a osândit? Și ce a zis? Nimeni, Doamne. Știi ce a zis Domnul Iisus Hristos? Nici el nu te osândește. Du-te, terminați. Și să nu mai păcătuiești. A calcat legea Domnul Iisus Hristos atunci când a spus lucrul acesta, da sau nu? Nu! Du-te! Gândiți-vă despre cum a căzut această mesaj la femeia aceasta care a așteptat pietre să ajunge la ea. Cum a căzut mesajul aceasta? Wow! Și Biblia spune, femeia aceasta a fost prima. Se vede pe Domnul Iisus Hristos când El a înviat din mormânt. Amin, dragii mei. Înainte să plece în cer. Datorită harul pe care El a primit de la Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu așteaptă de la noi același lucru. Dar Dumnezeu nu pot să salveze pe un păcătos încăpățânat. Care spune, da, am păcătuit și ce? Dar Dumnezeu caută pe un om care spune, Doamne, am păcătuit, iartă-mă. Și El spune, Isaia 1 cu 18, chiar dacă păcatele vostru va fi ca cârmazul, eu va face aceasta albă ca zăpadă. O să trata pe tine ca și cum nu ai păcătuit niciodată. Dragii mei, Domnul să ne ajute. Amin. Ca noi să putem să trăim pentru El. El așteaptă pe noi să fim mântuit. Dar să nu uitați, dragii mei. Calea spre mântuire trece prin sanctuar. Avem nevoie de rugăciune. Dar să nu uitați, noi ne rugăm pentru că am păcătuit. Și păcat este calcarea legii. Păcatul poate să fie scos doar de Domnul Iisus Hristos. Iată miel lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dragii mei, cine a înțeles ceva în seara aceasta? Amin. A doua întrebare. Cine crede că ce noi am învățat este adevăr? Amin. A treia și ultima întrebare. Cine vrea să spună, Doamne, ajută-mă și eu vreau să fiu salvat. Eu sunt una împreună cu voi. Amin. Hai să ridicăm pentru rugăciune. Tatăl nostru care este în cer, te rog, Doamne, ai milă de noi. Amin. Am studiat subiectul acesta. Noi știm, Doamne, că nu avem nicio putere de a trăi pentru Tine. Dar mulțumim, Doamne, pentru că Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi, a lăsat o pildă pentru noi, a lăsat un exemplu pentru noi. Și noi astăzi, Doamne, noi venim înaintea Ta ca să cerem prezența Ta. Amin. Vrem să cerem în seara aceasta. Ca Tu, Doamne, să ne mântuiască prin Domnul Iisus Hristos. Dar în același timp, Doamne, vrem să cerem, Doamne, ca noi să putem să facem partea noastră. Să ascultăm de Tine, să păzim poruncile Tale. Să acceptăm pe Tine ca Domnul și Mântuitorul nostru. Ajută-ne, Doamne, noi. Arată-ne nouă unde noi păcătuim, unde noi calcăm legea Ta. Și dă-ne nouă putere de a lăsa lucrurile acestea și a trăi viața neprihănită în Domnul Iisus Hristos. Amin. Aceasta este rugăciunea noastră. În numele Domnului nostru Iisus Hristos te-am rugat, îți mulțumim. Amin. Amin. Mulțumim pentru mâine. Încă continuăm să vedem cât de aproape
este sfârșitul lumii aceasta și ce ne așteaptă Dumnezeu să facem în timpul aceasta de pregătire. Să nu uitați, tema noastră este Iisus vine când? În curând. Vreau noi să înțelegem, vreau să spunem, dragii mei, eu cred din toată inima, semnele timpului sunt deja arătate. Ce a rămas este numai pentru noi să vedem pe Domnul Iisus Hristos venind pe norii cer. Dar alegerea este al nostru. Pentru noi să fim salvați. Domnul să ne dea putere. Și astăzi am uitat să spune această tema de acasă. Cine a făcut tema de acasă? Alo, cine a făcut tema de acasă? Mulțumim. Ok. Încă o dată, tema de acasă pe care noi o să facem. Ok. Asta este asta. 5 minute unde? Mulțumesc. La rugăciune. Și după aceea Ioan, ce capitol? 16. Și după aceea 5 minute unde? La rugăciune. Și asta va fi tema noastră. Facem astăzi, facem și mâine. Și Dumnezeu să ne ajute ca în fiecare zi să avem timp de rugăciune și timp de studiu biblic. Știți ce noi facem acum? Noi facem pregătire de lucruri pe care noi trebuie să facem fiecare dimineață și în fiecare seară. Domnul să ne ajute. Amin.